în această seară niște conturi de reglat, chiar dacă sigur nu sunt neapărat afacerile noastre personale, dar iată că se conturează până la urmă, și acum toată țara știe, această furtună într-un pahar cu apă, cel puțin deocamdată, întrucât nu s-a mers mai departe. O să vedem în zilele viitoare cum va mai evolua cazul, dar pentru că sunt prins la mijloc, chiar dacă eu n-am avut decât un rol minor, să spunem, de figurant în această tragicomedie care s-a derulat la Antena 1 sau în grupul Antena mai degrabă, trebuie să fac niște precizări. Prima dintre ele ar fi că aseară am avut dreptate când am spus că e posibil ca acest conflict care mocnea atunci să mi se datoreze, fără ca eu să fiu decât o victimă, să spunem, colaterală, dar am contribuit până la urmă și sigur că sunt mândru că am dereglat acolo niște rotițe în acest mecanism sângeros care este Antena 1 și de reprimare, până la urmă, a libertății de exprimare de atâția și atâția ani, de vreo 20 de ani cel puțin. Am fost citat astăzi de dimineață de Yahoo România în mod intempestiv, să spun așa, adică fără niciun fel de justificare. Cei de la Yahoo nu m-au citat, după care am văzut prin niște săitulețe dintre astea, gen Click, gen Libertatea, care toate se împăunau cu conflictul dintre Bendeac și amploierii lui, da? Cum că eu aș fi fost nu știu ce, fără să mă citeze. Ba, unii erau atât de scroci. Începem cu începutul, da? Astea au fost primele reacții ale dimineții. Unii erau atât de scroci încât spuneau surse din cadrul Antena, ne-au spus, când eu v-am mărturisit pe post tuturor, pentru că așa am vrut eu, pentru că sunt un om liber și deschis, chiar fără să am acceptul lui Mihai Bendeac, că el mă sunase vineri să-mi propun această înțelegere. De unde să știți voi de treaba asta dacă nu v-aș fi spus eu? Deci toate aceste site-uri care au povestit astăzi de dimineață problema au fost în offside, întrucât n-au citat de unde venea această poveste. Trebuia să spună, domnule, așa cum prezentatorul Radu Banciu a anunțat aseară în emisiunea lui pe B1 TV, așa se face într-o țară civilizată. Și așa am vorbit și eu cu Robert Turcescu în vremurile noastre bune și am căzut amândoi de acord. Nu știu despre ce vorbeam, îl înjuram pe unul la un moment dat și țin minte că am fost de acord amândoi cu această chestiune pe care știu că o folosim amândoi. Atunci când citesc ceva, dai numele postului respectiv, dai numele ziarului respectiv până în pânzele albe. Da? Pentru că așa este firesc. Asta înseamnă să respecti până la urmă ceea ce face un altul. Nu spui la un post de televiziune, cum se face la Digi24, de exemplu. Nu este jurnalistic corect. Nu există la un post de televiziune. Cu toții știm care sunt posturile de televiziune. Lucrând în aceeași braslă, minimul respect este să spui de unde ai aflat. Eu dacă spun ceva, spun, da? Am văzut la Digi24, am văzut la Realitate, am văzut la RTV, am văzut la ProTV. Dacă nu o fac, nu o fac pentru că nu vreau să le încurc între ele uneori. Și nu mai țin minte, dar spun, nu mai țin minte unde. Nu există niciun fel de intenție aici, da? Nu mă duc să spun, pur și simplu nu mai mi-amintesc, pentru că m-am uitat la toate 5 canalele de știri. Aici nu includ neapărat Antena 3, includ, să zicem, TV2H0 ăla, sau cum se cheamă, sau TVR News, al 5-lea post de știri, nu Antena 3. Da, hai să spunem, fac precizarea asta. Dacă nu o fac, este o greșeală. Îmi cer scuze pentru ea. Dar asta este jurnalistic. Nimeni nu m-a citat dintre toți amărâții ăștia, vai de mama voastră, cu site-urile voastre și cu glumițele voastre. Băi, deci era informația de la mine, da? Pentru că nu știam decât eu și Mihai Bendeac. Nimeni nu știa, nici Mihai Gâdea, nici Mircea Badea, nici un lingău nu știa că el îmi dăduse mie telefon să mă invite. Un telefon absolut profesional, da? M-a sunat să aibă acceptul, pentru că eu discutasem cu una dintre colaboratoarele lui cu câteva minute înainte și ca să intre mai evident în discuție a preluat și el telefonul și mi-a spus, eu mi-am dat acceptul să mă duc la această emisiune, da? După care a intervenit, v-am și spus, acel mesaj în care prin intermediul PR-ului am primit un mesaj cum că domnule se suspendă, ceva foarte politicos și așa mai departe, a căzut. Și atunci am venit seara trecută și v-am povestit acest episod. Nu veniți mie a doua zi să-mi spuneți sursele noastre din cadrul Antena, nicio sursă, că acolo se spunea exact ce am spus eu în text. Da?
Încă o dată, încă o dovadă de neprofesionalism a tuturor celor pe care îi criticăm cu bună știință și cu dreptate în fiecare seară. Asta nu-i presă. Bun, să trecem mai departe. A venit comunicatul în sfârșit, undeva în jurul prânzului, un pic după prânz, al lui Mihai Bendeac pe Facebook, pe care îl am în față, în care el confirmă, practic, acest incident. Gâdea și cu Badea ar fi aflat, se pare, de faptul că eu aș fi invitat la această emisiune, s-au dus direct la Felix, deși ei reprezintă Antena 3, s-au dus direct la Felix, i-au spus ăluia tot ce trebuia să audă și Felix a făcut foc și pară și a interzis această prezență. Încă o dată mă bucur că deranjez într-un asemenea hal un trust de presă din România, o televiziune care se consideră buricul pământului, sunt mândru de asta că, iată, am strânit zanii acolo printre oameni atât de importanți. Bun, ce să mai spune în acest comunicat? Că mai multe persoane private nu pot fi pronunțate în emisiunile lui Bendeac pe post. El ar fi primit, după o nouă dispută în care voia să facă un fel de schimburi de replici între mine și Mircea Badea, cu rime, nu știu ce, fără ca noi să fim prezenți. Da? Probabil imitați de cineva, era un schimb de rime. Asta altă dată, nu acum. Bineînțeles că n-a fost voie nici așa ceva, această comparație părea ridicolă pentru cei de la Antena 1, au spus, domnule, se poate. Ăsta care ne înjură, am înțeles acum, de mamă și de tată, de morți și de morminte, noi, aia sunteți voi. Nu v-am înjurat de morți și de morminte, nu știu să înjur așa ceva, erați voi, care mă înjurați de fapt pe mine de chestiunile astea, dar fără să-mi spuneți numele, e adevărat. Eu măcar am dreptul să vă spun numele, pot să fac lucrul ăsta în fiecare zi. Bun, deci nu l-au lăsat să facă acele replici între mine și Badea, după care i-au spus, băi, mai este un aspect. Uite lista asta de persoane private pe care oricât ai fi tu de Mihai Bendeac și de artist, la Antena 1 nu poți să le pronunți. Nu avem lista cu aceste personalități. Sper că sunt niște personalități, da? Vieții politice, economice, sponsori pe la antene, cine știe cine, de nepronunțat. Bun. Iarăși un lucru cu care îmi permit să mă închin sau să vă înclinați voi în fața mea, eu nu l-am. Eu n-am nicio persoană aici pe care nu pot să o pronunț. Nu cred că există personaj din România care să nu-i fi spus numele la postul ăsta. Sigur, dintre cei care contează.